Maicile de la Mănăstirea Sfântul Ilie din Bocșa au ajuns la exasperare. De câteva zile asupra mănăstirii s-a abătut un nor de buburuze care a acoperit tot, de la garduri la altarul de vară al bisericii. Mai mult, micuțele, insecte intră chiar și în mâncare. În urmă cu câteva zile, la mănăstire au apărut primele buburuze. Măicuțele de la Bocșa s-au bucurat de venirea insectelor colorate până când s-au trezit pe cap cu milioane de gărgărițe. Vine în fiecare toamnă, dar... Da? Dar acum de mult nu. Anul ăsta e prima oară. Și așa multe au venit acum, dintr-o dată. Da, cum de căldura acum vine. Și pe dumneavoastră, vă, că s-au pus. Cum vine căldura acum soarele? Că dacă vine umbra, norul nu mai... Acum femeile nu mai știu ce să facă pentru a scăpa de ele, mai ales că micile insecte au intrat deja în cămara cu alimente, în biserică, dar și în clopotniță. Voi ați mai văzut așa ceva vreodată? Nu, niciodată n-am văzut atât invazie. Eu nu credeam că pot fi așa de multe, nu știu din ce cauză s-au mulțit așa. Nu mai pune să miroase atât de urât. Acum măicile evită să umble prin curte, acolo unde s-au adunat deja mormane întregi de buburuze. Culmea, spun femeile, este că într-o locuință, de lângă biserică, nu a aterizat nici măcar o insectă. Aveți buburuze? La mine în curte nu, vecina de lângă mine are și în curte la biserică e invazie, miliarde. Specialiștii pun acest fenomen pe schimbările climatice din ultima vreme. Vremea ploioasă din anul acesta se pare că a fost prielnică înmulțirii acestor purici, prin urmare buburuzele au găsit hrană suficientă, adică condiții de viață optime pentru o înmulțire într-un număr atât de mare. Biologii spun însă că buburuzele au un rol important pentru că ele distrug dăunătorii de pe plante.